Salut și bine v-am regăsit la un nou easter egg în GTA 5. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like și un share, ar ajuta foarte mult. Probabil foarte mulți dintre voi v-ați plimbat cu această mașină, Infernus-ul din GTA 5. Există și în 4 și în San Andreas, bine, în San Andreas era diferită. Dar acest model este ca în GTA 4 și acolo era acest easter egg și, să zic așa, a fost puțin hype, aș putea spune. Adică, nu știu, agitație foarte mare despre chestia asta. Însă, în GTA 5 nu prea am auzit să se vorbească despre această chestie. Bun, hai să nu vă mai țin în suspans despre ce este vorba. Despre stopurile acestei mașini. Acum, poate fi o coincidență sau, pur și simplu, e pus intenționat, dar nu cred că coincidență și în 4 și în 5 nu prea ar merge. Pokeball-uri pentru Pokémon. Și să vedeți, chiar se aprind, adică stopuri, na, na. Uite, albul, îmi dai cu spatele și mi se pare că roșu nu merge. Merge, în schimb, roșu cel de sus. De lol. Acum am observat și eu chestia asta. Mașina e Pegasi Infernus, în caz de vreți. Eu am și modificat-o să fie mai blană. Și fermăm tot. Hai. Dar oricum mi se pare destul de ciudat. Și o chestie care chiar nu am observat-o până acum, de curând. Bine, am mai bubuit eu niște chestii și am mai observat chestii noi. Adică, na, tot aflu. Dar oricum e destul de șmecher. Și mașina e destul de șmecheră. Ok, what the fuck? N-am finit ceva pe acolo. Ah, ăla. Ok. Și plimbă pe aici, în fine, nu contează. Găsiți până dacă vreți cu vainudu. Oricum, deci, acum lăsați-vă și voi părerea ce credeți despre chestia asta în secțiunea de comentarii. Oricum, na, nu știu cum de nu am observat chestia asta. Ba chiar și în GTA 4, că m-am mișcat și GTA 4. Bine, dar nu cu această mașină, deoarece acolo nu-mi plăcea. GTA 4 nu-mi place, avea grafica așa ștearsă. Și easter egg-ul ăsta nu este unul dintre cele mai lungi. Și la clip mă refer. Dar mi s-a părut destul de tare și chiar am vrut să vă... Bă, nebun e, mă. Chiar vroiam să vă arăt chestia asta. Dacă mai știți alte chestii de genul sau orice alt easter egg, lăsați în secțiunea de comentarii și aștept părerile voastre în legătură cu acesta. Și dacă credeți că a fost pus intenționat sau pur și simplu o greșeală, dar nu văd cum ai putea să faci din greșeală chiar și cercul acolo, care ar fi deschizătoarea aia cum o fi. Deci arată identic, identic, identic. Bine, mai puțin care... dacă observați, are astea, șuruburile astea, dar în rest, pare identic. Bun, eu vă las aici, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare, adică vedea, na, în clip, că n-am facecam, înțelegeți voi. Și o zi faină, baftă, pa!